Bun găsit, Maria! Frumos se va face abia de mâine, dar deocamdată avem de trecut ziua de astăzi, care este a doua sub atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru majoritatea regiunilor din țară. Iată, trei sferturi din țara noastră este sub cod galben. Acesta va fi valabil până mâine dimineață la ora 3. Astăzi va ploua în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate cantități de până la 15-20 de litri de apă pe metru pătrat, dar mai mult va ploua în toată zona de deal și de munte, în Dobrogea, în Muntenia și în cea mai mare parte a Moldovei, acolo unde sunt așteptate până la 50-70 de litri de apă pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, astăzi încă este o vreme destul de rece, iată, nu mai mult de 15-16 grade prin zona de presionare a României și nu mai mult de 24 de grade prin nord-vestul țării și prin sud-vestul teritoriului pe aici, pe la Craiova. În capitală, astăzi avem parte de o vreme destul de mohorâtă și chiar rece pentru această perioadă, dar 20 de grade în acest moment în București și plouă. Și va ploua pe tot parcursul zilei în mai multe reprize. De mâine însă meteorologii spun că șansele de precipitații scad destul de mult și cresc temperaturile, 28 de grade luni, iar marți 31 de grade la amiază, așadar o vreme foarte frumoasă. Și la munte plouă astăzi destul de mult, 30-40 de litri de apă pe metru pătrat sunt așteptați în majoritatea masivelor montane, vântul va bate și el cu destul de multă putere, mai ales pe crestele montane înalte, iar din punct de vedere termic, astăzi temperaturile sunt mai scăzute. La munte doar 7 grade în nordul Carpaților Orientali și iată 9 grade la Sinaia și 13 la Predeal. De mâine spuneam că lucrurile se schimbă, vremea începe să se încălzească destul de mult în țara noastră, începem să avem temperaturi normale pentru această perioadă, iată 24 de grade în estul Transilvaniei și prin zona Carpaților de Curbură și 30 de grade pe partea de vest și sud-vest a teritoriului și area precipitațiilor se retrage destul de mult. Mâine va mai ploua doar prin sudul și sud-estul țării și prin zona de munte, dar cantități de apă care nu vor fi foarte însemnate. Pentru ziua de marți, lucrurile sunt și mai bune, temperaturile se apropie chiar de pragul caniculei, vom avea prin partea de vest maxime de până la 32, chiar 33 de grade, iar ploile vor mai fi prezente doar prin zona montană și prin zona de est. Atât deocamdată despre vreme, Maria, înapoi la tine. Îți mulțumesc!